Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului Popular Românesc Drăgan Muntean a ajuns în acest an la cea de-a 10-a ediție și a cuprins două etape, preselecția soliștilor și concursul propriu-zis. Din cei 44 de concurenți care s-au înscris în concurs, s-au calificat 25 din mai multe județe ale țării, inclusiv Hunedoara. În finala ce va avea loc astăzi de la ora 18 la Teatrul de Artă din Deva, vor urca pe scenă 8 concurenți, dintre care și un hunedorian, iar mai apoi va avea loc gala laureaților. Sala de spectacol a Teatrului de Artă Deva a fost arhiplină joi seara, când a avut loc concursul propriu-zis, iar cei prezenți la festival s-au bucurat și de un spectacol folcloric autentic. În concurs, 25 din mai multe județe ale țării. Concursul a avut loc la Teatrului de Artă din Deva aseară. Dintre cei 25 de concurenți, membrii juriului, juriul format în exclusivitate din specialiști, personalități marcante ale culturii tradiționale, au stabilit că rămân pentru seara de gală, pentru seara de vineri, astăzi, un număr de 8 concurenți. Deci, vă așteptăm și în această seară să vedem clasamentul final. Are și județul Hunedoara reprezentanți prin Este reprezentat și județul Hunedoara în această seară. Iar reprezentantul județului Hunedoara în finala din această seară este Vlad Liță. Muzica.